În Consiliul Județean Dâmbovița, bună înțelegere nu se aplică nici măcar de sărbători. Ședința extraordinară convocată luni 7 decembrie, la doar o zi după marea sărbătoare a Sfântului Nicolae, a fost una tensionată, în care s-au aruncat iarăși cuvinte grele, iar punctul culminant a fost părăsirea ședinței de către grupul PNL. Se întâlniseră să dezbată un proiect care să asigure finalizarea recepției de la proiectul privind reabilitarea și restaurarea ansamblului brâncovenesc de la Potlogi. Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare numărul 1414 din 15.04.2013 pentru proiectul COT MIS 14652, restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea, modernizarea infrastructurilor conexe din zona ansamblul brâncovenesc Potlogi și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acesteia. Să știu dacă acest obiectiv a fost recepționat. Recepția urmează să se facă. Deci n-a fost recepția. Recepția se face după plata către ISC a celor 0,5% din ultima... Comisia de recepție a fost constituită? Comisia de recepție va fi constituită conform legii. Din aceasta vor face parte un reprezentant al beneficiarului. Deci nu este constituită asta. Nu intrăm în departe. Bun, atunci lăsați-vă. Ce ați inaugurat, domnul președinte? N-am să vă permit dumneavoastră să vă bate joc de munca mea de ani de zile pe acel șantier. Eu am stat în ploaie, în frig, în noroi, am muncit noaptea dinainte de inaugurare cu toți salariații curții domnești și 3 săptămâni înainte. Da? Inaugurarea obiectivului la finalizarea lucrării este una, recepția este alta, vreau să vă explic de ce. Pentru că noi am fost la ISC săptămâna trecută. Luni marți. Și am rugat ISC-ul, am prezentat și comisia de recepție din partea noastră, am rugat să-și desemneze un reprezentant. În același timp, am luat legătura și cu comisia de monumente din Ministerul Culturii, ca să apreciem durata recepției. La Ministerul Culturii ne-a spus că e un monument de categoria aia și poate să dureze, legea spune 90 de zile, dar poate să dureze chiar la mult. Pentru că ei vor veni, cine știe cum se lucrează lucrările, și au cu apă. Pe monumentul principal, mă refer la partea restaurată, nu la partea construită. Pe de altă parte, am solicitat o adeverință din partea inspectorului statului construcției pentru toată lumea, care să ne permită să constituim comisia de recepție, să completăm, să desemnăm de reprezentantul același lucru și pentru Ministerul Culturii. Și mi s-a spus că, întrucât în ultima situație de lucrări, este cuprinsă și cota ISC-ului. Banii urmând să ne fie transferați, să ne fie plătiți nouă, după care noi să plătim executantul și ISC-ul, numai după ce ISC-ul primește banii în cont, desemnează un reprezentant în comisia de recepție. Acest lucru terminuse undeva la 17, 18, 20, 21 decembrie. Situația care face imposibilă recepția obiectivului, mai ales de punct de vedere cultural, într-o perioadă mai scurtă de până la sfârșitul anului, cum ne-am fi dorit noi. Domnul președinte, la opinie a unui consilier de-al nostru, dumneavoastră ați preferat să răspundeți într-un mod incorrect. Constat că noi de la PDL, unul câte unul, suntem niște proști. Nu putem participa la vot și ne retragem. Stimați colegi, eu mă așteptam la lucrul ăsta, știam că vor face ceea ce au făcut acum, a fost doar un pretext întrebarea domnului Grozavu și probabil că vom avea în perioada următoare, cât mai este din acest mandat, 6 luni de zile, diverse modalități de comportare de tipul ăsta. Eu vreau să vă spun, și îmi pare rău că au plecat de aici, câteva lucruri de principiu. Prima chestiune. Recepția trebuie făcută într-un mod foarte serios, mai ales pe partea de componentă artistice, pe monumentul istoric. Noi înșine ne-am propus să luăm cu acu, pentru că orice remedieri ulterioare care ar fi necesare costă foarte mult și nu mai pot fi făcute decât pe banii Consiliului Județean. Asta e un prim aspect. Al doilea, toate contractele de finanțare au o perioadă de 5 ani de la data
recepției, în care sunt monitorizate sub aspectul îndeplinirii unor obligații pe care ni le-am asumat. Și a făcut referire domnul Antonescu aici la poveste, la raportul veniturilor cu cheltuielile, la modalitatea de punere în exploatare și așa mai departe. N-are rost să intrăm pe fiecare contract în discuție acum. Al treilea lucru, și vă spun asta cu o anumită satisfacție, cu mândrie, suntem singurul județ din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia care a terminat toate proiectele prin programul operațional regional 2007-2014. Cei de la muzeu, eu în general nu prea laud funcționarii publici, cei de la muzeu au muncit 2 săptămâni de zile și ziua și noaptea. S-a muncit ca să fim gata până în dimineața acelei zile. Ultimele piese de mobilier s-au adus în noaptea de dinaintea de inaugurare. Iar eu am forțat pur și simplu cu această inaugurare și cu pe toți cei care aveau să ne livreze diferite obiecte în cadrul contractului. Pentru că altfel n-am fi terminat. Și cei de la ADR Sud-Muntenia, și cu asta închid, mi-au spus că n-au crezut, îl aveau pe listă, puteți verifica, ca proiect cu risc major de neimplementare. N-au crezut că îl vom putea finaliza. Din fericire pentru toată strădania depusă de cei care au lucrat la Palatul Brâncovenesc de la Potloci, proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 19 voturi pentru. Din nefericire, aceasta nu a fost ultima ședință din acest an. Urmează un nou schimb de replici.